Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere, către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow, pentru că acolo postez toate noutățile, deci mergeți și rupeți acolo butonul de follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Suntem aici cu hudinașii, adică bine, în curând o să fim cu hudinașii pentru că am anunțat pe Instagram și or să intre hudinașii și să ne jucăm împreună, așa pe parcurs. Văd că suntem la birou la Hârculița, am intrat așa în mijlocul meciului, așa că va trebui să ne grăbim puțin tel, să nu ne dea grenioara niște bastârcă peste frezian. Și vedem că avem aici un hudinaș adevărat. Salutare, salutare, te salutăm cu salutul nostru jumecheros de hudinaș adevărat. Salutare, salutare. Și haideți să mergem pe aici și pe sus, frumușel. Nice Rino, nice Rino. După care o să citim numele hudinașilor pentru că pe episodul trecut am uitat la final, dar o să îl citim acum pe episodul acesta, sper să nu uit iarăși, doamne feri. Deschidem costa și frumușel, văd că aici au pus un trepian Granny, dar putem să trecem acum pentru că l-a luat. Ok, nu văd că vine și Hotoranțiana și avem și Țiavone, după care putem să și fugim. Salutare, salutare! Salutăm cu salutul nostru și mai chiar o să hudina și adevărat. Trebuie să avem grijă să nu ne prindă grenioara și hai să ne tirăm rapid pe aici pe la etaj. Și am scăpat de Cotoranțeană. Văd că Cotoranțeană asta nu ne lasă în pace, vine după noi. Oh, se spinuiește! Salutare, salutare! Hai să ne spinuim și noi! Salutare, salutare, salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudinaș adevărați. Deci avem o grenioara hudinașă pentru că s-a spinuit acolo. Spin Twin și mergem să punem și Țiavone, după care mai dansăm pe aici și acum ar trebui să fie, dai, deschisă ușa. Salut, salutare, grenioaro. Ne tirăm frumușel să nu ne dea peste frezian. Nu te-am pupat pe portofel, Granny, și ne-am aruncat să facem și noi niște bănuți. Am făcut 87 de dolari. I-am băgat direct la troșcoletă. Nice Rino, nice Rino. Și haideți să mai dăm încă un mecean, să fim pe Jajiki. Apăsăm play. Oh, stai că încă nu au ieșit toți. Am înțeles. Deci încă n-au ieșit toți, așa că va trebui să mai mergem iarăși la etaj și să ne aruncăm de pe hartă. Salutare, salutare, haide Granny să fugim. Haideți să fugim toți, să începem un nou mecean. Am luat și noi trepianul ăsta, n-ai sărină. Oricum nu ne mai pasă acum dacă ne prinde Granny, pentru că practic am scăpat. Dăm așa frumușel, bam, bam, bam. Și haideți pe sus, pe aici, să scăpăm toți. Salutare, salutare, salutăm cu salutul nostru și șmecheros de hudinași adevărați. Și mergem pe aici și ea. Mergem pe aici și ea și sărim acum. Cred că o sărit și Granny. Cu siguranță că o sărit și Granny. Ia uite aici pe Cotoranțeană. Și haideți să mergem acum să ne aruncăm toți de pe hartă, pentru că na, ar trebui să se mai încheie și meciul ăsta. Oricum mai este doar un minut din meci, deci este ok oricum ar fi. Am sărit, ălaiticule. Și haideți să vedem acum dacă sare toată lumea. Game over. Nice Rino, dăm și noi cu Playanu. Să vedem. Oh, mai este cineva ascuns aici în baie. Am înțeles, am înțeles. Deci cred că va trebui. Hai să-i scriem la Granny că se ascunde în baie. Să vedem dacă se duce Cotoranța. Se ascunde în baie. Hai să scriem așa să vedem dacă vine Cotoranțean aici. Oh, dar nu mai are cum să intre de fapt. Da, dar nu mai are cum să intre pentru că e afară. Am înțeles, stați mai puțin să-mi dau și eu telefonul pe mut, că tot primesc aici notificări. Îl dăm pe mut, țaca pa caracamaca și am scăpat de sonerie. Ok, haide, a, uite, gata. O ieșit, bun, hai să dăm acum meceanu, super meceanu, să vedem pe ce hartă nimerim. Acum aș vrea să, uite, suntem la house, bă, suntem pe house, e ok și house. Hai să dăm, hai să lăsăm așa. Lăsăm aici la house, dar ar domnul să nu pic eu să fie Granny. Să fiu Granny, pardon, pentru că dacă o să fiu eu Granny, o să fie nasolichesc aici, o să campeze toți în tunel acolo. Și na, e cam nașpa. Dar, de fapt, știți ce o să fac? O să dau imediat leave. Bam, bam, bam. Acum când se alege Granny, o să dau leave. Ca să nu mă pună pe mine Granny și după care dau play iarăși. Am înțeles, toată lumea dă leave. Dar ar domnul să nu mă pună pe mine. Cotoranțeana. Hai să vedem. Bun, deci Granny 96, 12, 34 a ieșit. Bă, nu vrea nimeni să fie Granny. Oricum măcar se schimbă harta. Iar au nimerit tot harta asta. Au nimerit aceeași hartă, frate. Aolo. Barosane. În fine, hai să stăm așa. Dacă o să fiu Granny, o să fiu Granny și aia e.
Aici e nașpa pe harta asta că poate lumea să campeze acolo în tunel și na, nu prea ai ce să faci acolo decât să stai așa să te uiți la ei și să se uite la tine. Ceea ce e destul de tristuț. Ok. Hai să vedem. O, iară se schimbă harta. Băi, vere. Băi, vere. Iară se schimbă harta. De câte ori se schimbă harta? Tot asta pică, parcă văd. Ai, măi, vere, măi. Cât durează? Cât durează? Cât durează? Suntem pe office. Ok, hai să o dăm pe office. Să mai scăpăm o dată pe office. Pe office e destul de ușor să scap, mai ales pe sus. Pe jos e mai complicat. Dar, na, pe sus e destul de ușor. Hai să o dăm tot pe office. Deci suntem tot la birou la Hârculița. Cel puțin asta dacă o să rămână Hârculița. Aici aș vrea, sincer, să fiu Hârculița. Pentru că mi se pare destul de ușor. Adică, na, nu trebuie să alergi foarte mult. Oamenii nu prea pot să campeze niciunde. Așa că e destul de ok. Haideți să vedem cine o să fie Grenioara. Greni, greni, grenioara. Cine o să fie Grenioara? Kids. Dar ar domnul să rămâi kids greni, că dacă nu, mă ia criza. Mă ia criza și mi-aduc valiza. Deci kids 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Am înțeles, hai că se puște un nume, dacă e. Ok, Anu Barosanu. Și haideți să încercăm acum să scăpăm. Ne ducem ca de obicei prima dată să ne uităm aici după cheiță. Și nu este aici cheița. Înseamnă că este la etaj sau pe altundeva. Deci, ți-a părino, ți-a părino. Așa că va trebui să mergem să ne uităm după Clăștean. Măcar, dacă nu este aici cheița de la safe. Pe aici nu o văd, pe Greni o văd acolo. Deschidem ăsta, nu e aici, deschidem ăsta, nu e aici. Ne tirăm că vrea să ne dea bastârcă peste frezean. O așteptăm, o așteptăm, îi închidem ușa nas. Îi deschidem ușa nas. Am prins-o pe Greni la cotitură și am lăsat-o pe jos. Aolo Barosano. Aolo Barosano. Aolo Barosano. Vin aici Barosano. Îi dăm totuși în frezean. Iar închidem ușa. Nu mai vine după mine, s-a supărat pe mine Greni. Aolo. Aolo, dar mai prins pe cineva. Ceea ce e destul de rău, nu-i prea bine. Văd că deja au tăiat aici. Salutare, salutare. Salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudin așa adevărat. Și facem așa, facem așa, facem așa. Mergem pe partea asta. Încercăm să salvăm pe cineva dacă putem. Uite cum ar fi aici Greni. Încercăm, încercăm, încercăm. Să vedem dacă avem timp. Nu știu dacă avem timp. Sper să nu vină Grenioara. Bun, ăla-i ticule. Am reușit. Aolo, am reușit să salvez pe Greni și mi-a dat-o din partea asta la altă peste frezean. Nu! M-a articulat ticăloasa. Salvează-mă, salvează-mă. Hai să vedem dacă mă salvează. Haide, Mașa, te rog, salvează-mă. Aolo, patroane, ce face Mașa? Aolo, salvați-mă, hudinașilor. Salvați-mă, nu mă salvează nimeni. Aolo, Barosane, că ne-au articulat Greni pe toți. Deci nu cred că mai e nimeni aici în viață. Uite aici, hudinaș la pachet, frate. Deci dacă vreți să luați hudinaș la pachet, vedeți aici așa, direct cu game over. Am înțeles, hai să dăm play-anul să vedem dacă mai este cineva în viață. Și, bă, uite că aparent mai este cineva. Asta este Greni, cu siguranță. A, dacă era kids, Greni. Ok, și stai să vedem. Bă, ce mă disperă asta, mă, că nu merge. Oh, și mai este Mașa aici. Parcă și pe Mașa o articulat-o. Nu, sau așa mi-amintesc eu. În fine. Văd cât kids este și, este și hudinaș. Am înțeles, ne-o dat direct peste frezean. V-am zis eu că nu puteți să vă încredeți niciodată în Greni. Pentru că Greni vă articulează. Haideți să mai dăm încă un mecean frumușel. Hai să vedem care-i treaba. Care-i treaba, Rone? Ok, Anu Barosanu. Pe ce hartă picăm acum? Oh, suntem la școală. N-ai Sărino, n-ai Sărino. Hai mă, lăsați, nu votați că asta e faină harta. La școală îmi place. La școală este cool. Greni te ține blocat în școală și în vacanță. N-ai Sărino, dacă vrei să mergi la școală și în vacanță, te rog frumos, fă cunoștință cu Greni. Și acum... Greni este Greni. Am înțeles, deci iarăși Greni este Greni, bun. Hai să încercăm acum să scăpăm de la școală. Pentru că nu vrem să stăm și în vacanță la școală.
1, 2, 3 și... Ăla e, frate. Hai să o dăm acum, mergem direct după Drilian. Salutare, salutare. Salutăm cu salutul nostru și mai chiar o să ne hudine așa adevărați. Și hai să mergem pe aici și a frumușel. Bam, 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 bam. Așa, alergare ușoară, alergare ușoară. Dă-i așa, joc de glesne. Frumușel, frumușel. Dă-i așa să faci piciorul frumos, așa. Bam, bam, bam. Bagă-i, 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 bagă-i mare. Unde este Granny? Oare? Am văzut acolo pe Granny oara și trebuie să mă cam tir. Salutare, salutare, salutăm cu salutul nostru și mai chiar o să ne hudine așa adevărați. Granny se spinuiește din nou, hai să ne spinim și noi să o salutăm, după care văd că fuge după altcineva, am înțeles. Și trebuie să facem neapărat rost de Drilian, cine știe pe unde naiba o fi. Hai să ne uităm pe aici și ea. Pe aici nu este. Ne uităm în baie, în baie nu este. În baia asta la altă nu este nici aici. Aolo, Barosano, te-am pupat de portofel. Nu mai am încredere în Granny. Mama mia, hai să închidem ușile aici. Închidem ușile să nu poată să vină. În papa grenioară, uite că deja au lăsat lat pe cineva aici. Nu cred asta. Nu cred asta. Oh, hai să-i dăm direct să se ridice. Pentru că văd că nu mă aleargă chiar pe mine. O ajutăm frumușel, bam, bam, bam. După care închidem ușile. Haide, Mașa, ce faci, Mașa? Mașa, Mașa. O adormit, Mașa i-o dat iară peste Freziana. Păi nici că nu mai ajut. Deci acolo las. Acolo o las. Deci nu mai ajut niciodată. Never ever. Never ever. Acolo o să rămâi, Mașa. Hai să luăm cheița asta totuși. Luăm cheița asta, o băgăm la mânoc. Și mergem pe partea asta la altă. O luăm așa frumușel pe aici și ațac, țac. Mergem acum și deschidem ușița de aici, adică ușița, lacătul, pardon, deschidem și noi lacăteanu. De la ușița asta, nice sărino, nice sărino, să fim pe geagichi. Avem grijă să nu vină cârculița, uite aici, o vedem, bam, 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 dăm ăsta jos, dăm ăsta jos, mergem aici și azi, văd că se spinuiește, dar mi-e frică că ne dă direct o bastârcă peste frezean, așa că nu mai stăm la spinuială. O luăm pe aici și am văzut că i-o dat la Mașa, așa că trebuie să avem o mare, mare grijă cu hârculița pentru că este o șumecheră. Ne uităm pe aici și nu vine, nu vine. Avem și cheița roșie, naisărină, o luăm și pe asta. Dăm și cheița asta, hai să mergem să deschidem și în partea cealaltă. Și sunt curios dacă hudinașii au mai găsit și ei chestii sau doar eu am găsit. Acolo am deschis, bun, deci aici trebuie să mai deschidem. Fratele Culcea, văd că a dormit aici. Ce faci, frate Culcea? Salutare, salutare. Te salut cu salutul nostru și șmecheros de hudine așa adevărați. Și haideți să mergem acum frumușel pe aici, să deschidem și lacătul ăsta roșu. După care mergem să mai căutăm ciocardeles. Și mai avem nevoie și de rangă. Ranga cam știu pe unde îi. Aici ar trebui să fie și Cleșteanu pe undeva, dar nu știu pe unde și nu este. Ok, hai să ne uităm pe aici pe măsuță. Nici aici pe măsuță nu. Ceea ce e destul de tristuț. Carteluța am văzut-o la cineva, dar nu mai știu la cine și nu știu pe unde o lăsat-o. Așa că asta nu-i prea bine. O, uite, avem și Ranga. N-ai sărino, n-ai sărino. A, deci Ranga era aici în dreapta, da. Mai știam dacă e aici sau pe partea alaltă. Hai să facem și stânga aici să ne uităm să vedem dacă este ceva. Dacă nu, va trebui să mai căutăm. Deschidem ușița. Poate cine știe, are cineva Cleșteanu. Habar n-am. Nici nu m-am uitat, sincer. Trebuia să fiu atent. Uite, aici e bucata de scândură. Să o luăm și pe asta, să o avem la îndemână. Să mergem să o punem acolo deasupra. Ok, dar parcă nu aici trebuia. Parcă trebuia pe partea cealaltă. Nu mai știu exact. Va trebui să mergem să ne uităm. Mergem așa pe aici. Deci nu, aici trebuie în partea cealaltă. Mergem să punem și noi scândurica. Rica, rica, scândurica. O punem așa. Hai să ne uităm și pe aici să vedem dacă mai găsim ceva. De aici au luat Ranga. Fratele Culcea. Salutare, salutare. Salutăm cu salutul nostru și șmecheros de hudina și adevărați. Și haideți să mergem pe aici și așa. Și mergem să punem și noi scândurica deasupra. Și avem nevoie de Cleștian. Cleșteanu, sincer, nu l-am văzut la nimeni. Deci asta e destul de rău. Pentru că nu avem Cleșteanu și nu știu pe unde naiba o fi.
Salutare, salutare, salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudin așa adevărați. Hai să ne urcăm pe aici. Văd că vine și Cotorănțeana. O luăm pe aici și a frumușel și mergem pe partea asta la altă. Văd că nu are treabă cu noi, s-a dus cu treaba ei. Hai să ne uităm pe aici să vedem dacă o fi pe aici Cleșteanu. Dacă nu, cam tristuț. Pe aici nu-l văd, voi vere, unde naiba o fi Cleșteanu? Pe aici noi, aici e Ciocardeles, bun, deci avem Ciocardeles. Mai avem nevoie neapărat de Cleștean. De Cleștean, deci avem și Ciocardeles, momentan suntem pe Bines. Poate că o fi printr-un dulap sau pe undeva, cine știe. Dăm ăsta jos. Și normal trebuia să fie aici. Uite aici trebuia să fie, pe unul din dulapurile astea așa răsturnate. Dar văd că nu mai este pe aici. Deci ori buguit pe undeva, ori nu știu, habar n-am. Pe aici nu este. Va trebui să verificăm și toate dulapurile să nu cumva să-l fi băgat într-un dulap sau ceva. Hai să deschidem și astea. E foarte posibil să îl fi băgat într-un dulap. Pe aici nu este. A, uite-l aici, Cleșteanu. Oh, n-ai sărino. N-ai sărino. Avem și Cleșteanu aici pe masă. Bun, și hai să mergem și la ușa asta la altă să dăm și aici jos cu Ciocardeles. După care, practic, putem să și scăpăm. Bine asta, dacă taie în ambele părți cu Cleșteanu. Va trebui să meargă să ocolească și în partea cealaltă. Oricum, noi dăm asta jos să fie dat jos. N-ai sărino. Și acum va trebui să mergem pe partea cealaltă. Fratele Granny este acolo sus, acum taie. Hai să mergem și pe partea alaltă. Hai, fratele nostru. Da, bine, aici practic va trebui să tăiem doar în partea cealaltă și ar trebui să fie ok. Salutare, salutare. Îmi salutăm cu salutul nostru și șmecheros de hudina și adevărați. Hai, fratele Granny. Hai, hai, hai să scăpăm pe aici. Va trebui să tai aici, după care putem să scăpăm. Putem să scăpăm acum, nu știu pe ce parte. A, uite, o să scăpăm pe partea asta la altă, cel mai bine. E mai aproape. Au, aici o lăsat Granny Trap. Păi nu știu ce să facem. Haideți să ne întoarcem, dacă nu pe partea asta la altă, că n-are sens să luăm trepianu. Haideți pe partea asta la altă. După care putem să scăpăm, să fugim. Ăla-i ticule. Deci practic am reușit. Practic am reușit să o fentăm pe hârculiță. Bine, nu prea a avut ea treabă cu noi, dar e bine și așa. Oh, n-am prea fentat-o, că văd că aici ne așteaptă la ușiță. Greniu arăt, i-am pupat pe portofel și ne-am tirat, ne spinuim puțin de la cea lângă Greni, dansăm un pic cu Greni și practic am ieșit direct în timp ce dansam. Ăla-i ticule, 154 de dolari i-am băgat direct la portofel. Asta este hudinașilor, dacă v-a plăcut acest episod să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe, să nu uitați și de Instagramul meu, aveți acolo primul link în descriere și noi o să ne auzim pe următorul episod, dar nu înainte de a citi numele hudinașilor. Blănaru, Andreea 41-26, Culcea 47, Granny 96-12-34, Granny AFK 3 și Mașa 444 KA. Vă mulțumesc cu dinașilor că ați fost pe acest episod și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!